Textul pentru astăzi îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 13, cu versetul 32 și spune astfel: Grăuntele acesta, de muștar, în adevăr este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. În primăvara anului 1977, cercul restrâns care organiza colocvii pentru regina Sofia a Spaniei, din care făceam parte, spune autorul, fiind unul dintre consilieri, a sugerat o excursie la un loc din Sierra de Madrid, numit Izvorul Reginei. Regina a acceptat și, în plină natură, fără protocol, așezați cu toții pe iarbă, am savurat un prânz delicios. În acest călduros climat de prietenie și cu un adânc respect pentru suverană, i-am oferit câteva amintiri în miniatură. O fișă de microfilm de 5 pe 5 centimetri, conținând toată Biblia în limba engleză, un facsimil în miniatură al unuia dintre manuscrisele de la Marea Moartă, într-un mic recipient de la Qumran, pe care îl cumpărasem de la Muzeul Cărții din Ierusalim, și cartea cea mai mică din lume, care conține Tatăl nostru în 7 limbi. Regina Sofia mi-a mulțumit pentru daruri, am făcut fotografii și seara ne-am întors la Madrid. Reproducerea în miniatură a rugăciunii Tatăl nostru provenea din Muzeul Gutenberg din Mainz, Germania. Măsura 3,5 pe 3,5 centimetri. Tipărirea și legarea fuseseră o adevărată minune artizanală. Muzeul o oferea într-un etui ce conținea o lupă așa încât textul să fie perfect lizibil. Cartea cea mai mică din lume conține cea mai scurtă rugăciune din lume, Tatăl nostru, asemenea grăuntului de muștar oferit ca ilustrație în învățăturile lui Isus. Rugăciunea model din Evanghelia după Matei este formulată în 5 versete scurte. Concisă fiind, evită capcana vorbăriei inutile și plictisitoare. Este o rugăciune universală, cea mai cunoscută, cea mai rostită, cea mai completă. Este rugăciunea model, schema și planul oricărei alte rugăciuni din lume. Rugăciunea este strigătul unei nevoi adresat singurei ființe, Dumnezeu, care o poate împlini. Angoasa păcatului încredințată singurei ființe care poate oferi iertare. Implorarea neputinței, acceptarea stării umile, fervoarea pocăinței, credința în milă, în minunata ei concizie. Rugăciunea Tatăl nostru oferă bogăție, plenitudine, continuitate și simetrie a gândurilor, care o transformă, cum spunea Tertulian, într-un admirabil rezumat al întregii Evangheliei, în rugăciunea prin excelență a tuturor creștinilor. Vă invit să ne rugăm lui Dumnezeu să amintim dragostea noastră profundă pentru El, dar și nevoia imperioasă de a fi însoțiți de Dumnezeu pe parcursul zilei.